Deputatul aur Daniel Gheba a participat în urmă cu câteva zile la marele protest al taximetriștilor din piața Constituției. Principala revendicare este legată de fiscalizarea serviciilor de ride-sharing, la fel ca taximetria. Deputatul Aur Daniel Gheba a explicat în ședința grupului său parlamentar care sunt revendicările taximetriștilor și cum ar trebui aceștia sprijiniți de către statul român. În opinia deputatului, modul în care serviciile de ride-sharing rămân nefiscalizate nu afectează doar adevărații taximetriști, ci și statul român. Faptul că de mai mulți ani există o concurență neloială între firmele de ride-sharing și firmele de taxi, o știm cu toții. Firmele de ride-sharing nu contribuie la economia românească în același mod ca taximetriștii. Aceste firme nu plătesc aceleași impozite ca firmele de taxi, iar profiturile lor pleacă în Olanda și Estonia. Este inacceptabil ca aceste companii să funcționeze într-un cadru lipsit de transparență și responsabilitate, profitând de lagunele legislative. Peste 90% din firmele de ride sharing funcționează cu contract de comodat sau contract de închiriere pentru mașini. ANAF declară că firmele de ride sharing au prejudiciat statul român cu peste 10 milioane de euro iar statul român nu poate executa firmele respective pentru că nu au active. Din cauză că, exact cum v-am zis, ei își închiriază mașinile printr-un contract de comodat sau închiriere. De-a lungul timpului, taximetriștii au fost garanția siguranței și a confortului în transportul public. Ei nu doar că au oferit servicii de calitate, dar au și plătit taxe și impozite, contribuind la dezvoltarea economică și la bunăstarea societății noastre.